Situația este următoarea. În primul rând, taromul are o problemă și vreau să spun ca de percepție, în primul rând. Toate statisticile noastre, obiective, și uitați-vă pe ele, arată că, din punctul de vedere a incidentologiei aviatice, Taromu este o companie care este bine plasată în Europa. Au fost niște incidente și accidente, acum câteva săptămâni, dar vă atenționez că rezultatele anchetelor nu au fost încă publicate și așteptați să publice pentru că pot să pună lucrurile în cu totul și cu totul altă lumină. Mă opresc aici, da? Bun, este, pe de altă parte, cel puțin venind din cultura în care vin, când este vorba de siguranță, limita este cerul. Deci acolo nu întotdeauna trebuie să faci mai bine, da. Și atunci s-au făcut niște schimbări, deci s-a făcut acest maintenance control center, care nu exista, pe care l-au companiile moderne, care face legătura între avion când are probleme cu baza tehnică și asigură în timp real, după aceea aircraft on ground, care asigură ca piesele să fie acolo în timp real, ca să nu mai stai după ele când ai nevoie, deci asta pe partea tehnică, și nu o să ascund, dacă vedeți acum noul meu secretar de stat, domnul Tudorel Roman, nu știu dacă v-ați uitat pe CV-ul dânsului, a lucrat la IARE, a pilotat avioane, a proiectat avioane, a fost directorul autorității. Dacă este ceva despre avion pe care dânsul nu știe, cred că am putea să scriem pe un colțișor de hârtie. Și dânsul este acum secretar de stat pe partea de aviație, inclusiv Taromu. Noi avioane, înnoirea flotei. Da. Discutăm despre asta de, cred că, 10-15 ani. Da, bine. De discutat se poate discuta în foarte multe văd, dar este clar un subiect, dar trebuie un subiect tratat, să zicem, în logica business. Este de dorit ca să nu mai avem ca acum avioane de la trei feluri, da, unu, maxim două. Partea bună este că toți ne vor business și atunci au fost toți, știți bine că am anunțat, au fost Boeing, au fost Airbus, au fost ATR, toată lumea vine, da. Și acum noi suntem într-o situație foarte bună în care vrem să negociem și asta este, să zicem, atuul foarte mare la Taromu, pe care nu-l spun de ajuns de mult. Noi avem foarte multe, foarte multe cărți de jucat, acesta fiind una din ele. Deci putem negocia niște contracte în care și în acele contracte, de exemplu, se poate prevedea preluarea avioanelor acestora pe care le-am decomisionat Airbus-urile la niște prețuri mai avantajoase. Că dacă nu, le dai unora care le mai folosesc mai ieftin sau le dai la broker sau și mai ieftin sau le vinzi la piețe schimb și mai ieftin. Deci asta poate fi făcut parte din deal. Da? Dar trebuie altceva făcut înainte. Înainte de a negocia flota, mai ales când vrei să ai o flotă omogenă, trebuie să ai un business model. Și ca să ai un business model, trebuie să te hotărăști ce fel de business vrei să ai. Și aici poți să ai chiar, să zicem, o decizie, poate fi politică. Taromu poate fi o companie națională, un carrier regional, care, sincer să fiu, după părerea mea, poate să facă un mic profit de câteva procente, să se susțină. Să fie un simbol național care funcționează în regiune. Pe de altă parte, poate să fie fragil și poate fi influențat de prețurile petrolului, care probabil o să crească la un moment dat. Da, vorbim totuși de o competiție cu low-cost-urile, da? Ca să, aici nu, lăsați-mă să ajung că e mai complexă treaba. Bun. Deci asta poate este o opțiune. Există altă opțiune. Taromu poate intra într-un parteneriat comercial cu o mare putere aviatică. Și poate să fie un partener comercial sau poate face cel mult... Dați-mi un exemplu ca să înțeleg. Da. Păi nu pot să numesc. Nu pot. Sunt companii din Emirate, sunt companii din Asia. Sunt patru companii foarte mari, da? Ok. Și patru cum ar putea funcționa? Da. Ar putea funcționa în felul următor. Noi avem un mare, mare atu, locația. Aceste companii fac acum zboruri intercontinentale de unde sunt ele în America de Nord. Ele vor să zboare și pe partea cealaltă în Europa. Ele nu o să găsească niciodată, nu o să aibă un hub în țările în Olanda, în Belgia, în Franța, pentru că nu o să fie lăsați, sau în Germania. România este foarte interesantă ca poziție și ca stabilitate, și ca stabilitate politică, și atunci, vă spun, nu îi căutăm, ne caută ei pe noi, bine, acum sunt niște discuții așa, pur și simplu ipotece formale, dar sunt discuții în care sunt interesați să creeze un hub aici, de unde să colecteze și de aici să zboare spre New York, spre America. Deci, un exemplu ar fi o companie din Asia sau Orientul Mijlociu, care să colaboreze cu Taromu și exact, în București, exact, da, și să se ducă mai departe în exact. Europa sau America. Exact. Și atunci, din nou, Taromu intră în cu totul și cu totul alt game. Cu un asemenea partener, deja lucrurile astea nu mai sunt... Și pe intern?
aici unde companiile low cost au venit cu prețuri mai mici decât la tren? Da. Din nou, dacă faci acest model, și ăsta este un business care este foarte, trebuie modelizat și nu putem modeliza noi pe hârtie. Sunt acești consultanți pe care noi acum, săptămâna asta, suntem pe punctul de a-l confirma, care au acces la instrumente foarte avansate de simulare și care spun, din punctul ăsta, tu poți să faci următoare point-to-point, poți să faci una. E, când faci lucrurile astea, automat prețurile biletelor scad, poți să faci e-ticketing în loc să faci countering, deci automat prețul poate să scadă. Acum, să fim cinstiți, cu aceste low costuri, niciuna din companiile naționale au competiție foarte grea, pentru că au niște auturi, ei sunt foarte flexibili. În schimb, e un mare dezavantaj. Ei nu oferă conexii. Deci dacă tu vrei să ai conexii, automat trebuie să fii într-un national carrier sau într-o asociație. Pentru că duci în punctul cu tare la Bologna și de acolo... Dar am putea vorbi de prețuri mai mici? Da, se poate vorbi. Se poate vorbi de prețuri mai mici, se poate vorbi de prețuri mai mici făcând lucrurile acestea. Din nou, când lucrezi în asociație cu alți mari parteneri, se creează sinergii, da, se poate vorbi de prețuri mai mici, sigur că da. Sunt modele de business care pot fi identice. Acum, să vă spun și asta. În orice companie există doi vectori. Unul de a-ți mări profitul. Deci noi am vorbit de mări profitul. Și la Toyota, cu toate profiturile de care le făceau, erau și vectorul celălalt. Reducerea costurilor. Da? Mie mi se cerea să tai guma în două la Toyota. Pentru că era reducere de costuri. E, logica asta nu există la noi și logica asta poate fi făcută și nu e dureroasă. Că sunt costuri care pot fi foarte ușor evitate. Pe lângă schimbarea modului de business, strategii, luați în calcul și privatizarea Tarom? Pentru mine ar fi ultima opțiune, numai să fie închisă. Pentru mine Tarom este un simbol național la care eu personal țin foarte mult, reprezintă România, reprezintă și a reprezentat tot timpul poarta României spre lume. Și Taromul trebuie să rămână un simbol național. Dar discuții nu ați avut cu alte companii sau ceva pentru privatizare? Pentru privatizare nu și nu aș intenționa să am așa ceva, nu.